Dragii noștri, vă pupăm și bun găsit la un nou vlog. N-am mai făcut vlog pe canalul meu de YouTube de jumătate de an, cred că. Și am zis că e cazul să mai facem unul. Am plecat la o mică plimbare. Uitați-l pe Milan cum doarme. Cu mama. Mama frumoasa, mama. Așa. Tata în dreapta, că așa e treaba. Așa e legea. Așa e normal. Nu poate să fie în stânga, te rog frumos să spui. A, ți-ai pus și într-o scuză, mă, nu se vedea. Tu, că eu te-am învățat să poți și tu. Da, și având în vedere faptul că în altă țară nu putem pleca, adică eu nu pot, că doamna poate să plece, dar zic că nu pleacă fără mine. Salut! A, deci pleci, bă, salut, la bine, lasă. Ascult, ori veni și zile... Ultima casă, nu mai vorbi pe vlog. Ori veni și zile mai bune, glumesc. Tu ai tot plecat fără mine. Da, asta e, vezi, să mai toarce rata. Am plecat în țară, la noi aici câteva zile, la o mică plimbare, relaxare, să spunem așa, la un spa, la un, așa, la munte. Și am, uite-l și pe domnul Milan, doarme, e obosit, sărac, mai avem vreo 3 ore, facem vreo 5 ore, cred că, pe drum, am mers deja vreo 2. Și am zis că să mai fac, cum a spus, un vlog, n-am mai făcut de mult. Vă pup și vă ținem la curent, cu cât se poate. Și am ajuns în cameră, ne-am cazat, dar nu prea este lumină, din păcate. Ce naiba? Nu știu de ce nu prea e lumină. Cu blițul? Ba nu, că se vede ok. Vezi că de seara te pun să tragi în jug. Uite aici jugul. De seara pun jugul pe ea. Hai că e faină camera. Ce faci mă acolo? Uite. E mai vechi, lemnul, dar mere. Așa, asta se desface și zboară în sus. Uite, Milan! Vasile! Eu, Milan, vezi că spargi pe... Eu, fii, eu. Vezi să nu-i dai una la copil. Stai. Eu, fii, Milan, eu. Eu, stai. Puuu! Nu tu n-ai voie să bei. Stai că a venit cu filmul în cap. Sau pătuțul, ce l-a pus? Pătuțul. Pătuțul, nu? Deci, am venit cu pătuțul la un polvis. Îl punem aici. Uite că fiul tău bea din asta. Nu-i voie, mama. Da, eu cum ai? Nu mă, tau pahar. Amândoi. Apoi după aia să vezi numai. Tu tot trebuie să dai pe vlog. Am iubit. Uite, am adus pătuțul. Tu ocupă-te prima dată de pătuț și lasă șampanie. Hai să vedem. Nu, bună. Păi nu, hai să vedem numai dacă... Să vedem dacă nu, că nu. El vrea șampanie. Că te lasă, tata, înapoi. Te ia, tata, înapoi, gata. Hai să bem o gură de șampanie, amândoi. Așa. Amândoi, adică tati și cu mami. Tati și cu mami, da. Așa. Poftim, mami. Așa, mami. Mulțumesc. Și tata. Și tu. Și bem în cinstea lui Milan, ca să-i mai facem un frățior. Astăzi face un an și 7 luni. Suntem în 17 azi? Da. Dragul meu, auzi că faci un an și 7 luni astăzi. Na, la mulți ani. La mulți ani, îngerasule. La mulți ani. Te iubește, la mulți ani. Îți mai face 5 frățiori. Doi. Bravo. Hai să vedem. Se duce la pahare. Se duce. Nu se duce. Să uite atent, așa nu știu ce se întâmplă. Da, păi dacă îl pui așa, uite, nu o se duce. E cu minte. E cu minte băiatul. Dă o pupă la tata. Mua. Și la mami, dai o pupă. Dă pupă și la mami. Mua. Acum, direct la pahar. Nu, uite-te că-i cu minte. Nu se duce. Bravo, dă high five. Ai câștigat. Pentru asta am eu ceva să-ți dau. Stai. Ce faci aici cu mami? Desenezi? Desenăm. Uite ce te învață mami. Să colorez.
Vezi? Le-am printat de acasă, foi. Le-ai printat de pe internet? Astea mai mari, da. Ca să înțeleagă ceva, să le recunoască, știi? Vezi? Uite, acum vorbeam cu mami despre educația copiilor în restaurant. Și spunea mami lui Milan că la restaurant trebuie să stai cu minte. Fiecare scaunul lui, dar Milan nu înțelege. Nu. A voștri copii cum sunt când mergeți la restaurant? Tot așa. Tot așa, nu? Nu stau cu minte, așa-i? Nu, mai că ne-am plictisit. Ce-a... Da. L-am lăsat 10 minute și nu mai poate deja. Auziți, mamelor. Lăsați stați 10 minute cu copiii și deja nu mai pot, auzi. Hai, Milan. Hai, Milan, dă-i teroare la tati. Așa, fugi. Hai, că am obosit. Mai obosit? Destul de rău. Hai, da. Uite, uite. Hai că s-a deschis. Fii atent. Acum am pasul pe lantă, direct, fii atent. Ia fermează. Mami, stai, mă, că iară sună. Aole. Iară sună la poliție. Ce ai vrut? Nu e ok. Apasă pe 3. Milan. Uite, că sună telefonul. Dar nu mai lăsa. Dar mai apăsa, mă. Da, mă sună, ce mă fac? De ce ai făcut? Acum sună la poliție. Da, vorbește tu, mă, că ai răspunde. Hai, repede să ieșim. Scuzați, ne auziți? Nu, apăsa copilul din greșeală, ne cere mii de scuze. La fel, la revedere. Ia ce ai făcut? Băi, nu mai apăsat pe butoane, băi, că uși-o grăzătă. Ai văzut că a răspuns femeia, sunteți blocați în ascensor. Suntem blocați cu copilul ăsta în hotel 3 zile. Home alone, scrie pe mai. Home alone 5. Băi, copilul, băi, numai prostii faci, băi. Tot vrea să iasă afară, uite, și n-am cap cu el, nu vrea să stea în cameră. Nu vrea să plece, nu știu ce, n-are stare deloc, e ora 10:30, dar trebuie să doarme și el ce face. Uite. Oh, ceau, bine. Treaba ta. Te-a închis ușa și a plecat. Hai să vedem unde a plecat. Măi, unde vrei să pleci? Oh, du-te. Pa. Ceau, pa. A, deci nu pleci. Pa. Nu vezi? Păi hai înapoi în casă atunci, să dormim. Hai înapoi în casă, să dormim. Nu. A, nu, păi atunci du-te, nu. A, deci nu pleci. Nu? Nu stai, nici nu pleci, ce vrei? Că nu înțeleg. Hai, vin înăuntru. Nu, du-te. Pa. 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 Auzi că zici pa. S-au dus în bine. Când o copilul. Bună dimineața, frumosile. Te-ai trezit? Băi, remuța. Bine, mă. Unde-i mama? Unde-i mama? E la baie. Cum ai dormit? Ai dormit bine? Mama. Vine mama imediat. Ai dormit bine? He? Da? Ai dormit bine, bă? Frumosule. Te-ai visat azi noapte? Cu cine vorbești la telefon? Domnul Milan, cu cine ai vorbit la telefon? Ce urca pe scaun, vorbesc la telefon. Domnule, cu cine ai vorbit la telefon?
Dar nu răspunde nimeni. Vezi? Nu răspunde. A venit liftul. A venit. Așa. Uite. Și uite-l pe Milan. Și pe tata. Hai. Că mama s-a dus la mașină să-ți aducă ție Pampers. Da, da, da. Dar cum e? Am ajuns la baie? Da, intrăm în apă imediat. Uite ce frumos e. Intrăm în apă aici, da. Intrăm în apă. Da. Mama este la masaj și noi doi, ca băieți, am ieșit un pic afară la piscină. Dar nu stăm nouă, noi nu ci intrăm înăuntru, că e frig aici afară. Da, e friguț. Nu stăm în apă așa. Vezi? Așa, stai acolo. Așa. Ciao, Milan. Ciao, Milan. Ciao. Ciao. Gata, merge că bate vântul și nu stăm un minut aici, că ne răcim. Hai, da. Hai la tata. Opa. Wow! Uite-te pe mine aici, uite, wow! Da, mami! Uite spuma, vezi? Albina? Bzz. Bzz. Papá. Tá. Chega o galetach. E lá tá aqui, tach. Taci. Taci. Mama. Tata. Tata. Sus. 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 Hai. Hai să mâncăm, merem să păpăm, da? Merem să păpăm acum. Facem nani. Facem nani după ce mâncăm. Da, da. Uite ce fain te îmbrăca, mami. Să nu mai pești pe ăla. Să nu mai pești pe ăla, că iară sună alarma, da? Te rog frumos. Hai. Hai, hai să mergem să păpăm. Hai să mergem să mâncăm. Mama. Mama, hai. Hai după mama, hai. Hai, prinde-o. Prinde-o pe mama, hai. Du-te, prinde-o. Prinde-o pe mama, hai. Când stăteam mai liniștiți la masă, trebuie să plecăm. Păi, mai vezi un copil pe aici? Nu mai există. Mă duc să-l caut. Oh, vai, 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 ce-mi face copilul ăsta. Nu știu unde e. N-ați văzut un copil. Uite-l, uite, uite-l unde era. Ce faci, mai? Vino. Hai. Vino de aici, hai.
Haide. Haide. A, nu vrei să vii. Nu vrei să vii. Uite ce. Au, au, au. Haide. Vin cu mine? Nu vrea, e încăpățânat. Haide. Hai. Danseze. Vai, vai, vai. Nu știu ce să mă fac cu el, că uite, tot la lift vrea. Noi trebuie să stăm să mâncăm și el la lift, să apese pe butoane. Să sune la alarme. Vino înapoi, vino, vino, nu! Fai, nu, bravo, că te-ai urcat în lift. Nu, nu apăsa acolo, hai, hai, hai să ieșim afară. Vezi că pici, vezi că pici, vezi că pici. Aoleu! Vezi că dai pe tine dacă vrei să mănânci singur. Bună dimineața. Astăzi este zi cu soare. Mami și cu Milan o să... și cu tate o să meargă la plimbare. Mâncăm niște ceapă ca să fie bine. Pentru nu când... ca să mă pun mai bine. De că îi plac cerealele. Bine, ai stil. Uite ce mă, dacă am stil. Uite, el are stil. Uite ce fain îmbrăcat. Și tu ai stil. Nu? Hai să mergem la primar. Îmbrăca mami cu stil, nu? Hai. Te-am asortat cu decorul din cameră. Milan! Uite, cu urși și cu munte, ca aici. Hai, mergem afară. Da, hai. Mergem la plimbare la lacul Sfânta Ana, să ne dea să vină peste noi Duhul Sfânt, Sfințenia, să fim mai cuminți. Doamne, ce idee ai în dimineața asta? Hai să bei o cafea, să revin. Hai. L-ai filmat aseară când am luat aia de pe perete? Da, mă, fac cerul la noi să ne bate copilul ăsta. Credea că e mătură, dădea cu el prin cameră. Am venit un pic la pădure. Uite, ursul. Să ne întâlnim cu ursul. Uite-l. Uite-l acolo. Gata, hai înapoi, dă mâna. Hai înapoi. Opa! Vai, că mi-a stat inima în loc. Ține-l bine. Nu-l ține numai de deget. Ține-l și de încheietură, că unde-i se duce. Milan! Haideți? Haideți aici? Să nu se rupă asta cu noi. Bă, nervosul, numai cum vrei tu faci. Ha? Unde bași piciorul acolo? Spune. Îmi caută pe mama. Mama. Aici e mama. 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 Unde e mama? De ce oare? Mamă, ce mizerie ați făcut de aici. Da, mă, chiar uite, l-au aruncat mai mulți bani. Care-i faza să arunci banii așa? Doamne, doamne. Iubirea mea, mă, ție vă zi, mă. Ține aici, Milan și cu tata. Unde-i mama? Mama. Unde-i mama, în pădure? Mâncă ursul. Mama. Unde e mama? Cum ai strigat? Cum ai strigat? Mama. Uite că vine mama. Mama. Unde e mama? Mama. 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 Mama! 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 Tata! Mama! Tata! Tata, ce șoapă! Tata! Zi tare, tata! Mama! Cum strigi mama? Mama!
Tata doarme. Zi, mama! Uite cum dorm. Doarme. Fa așa, Milan. Ba, că te pupa, dragostea mea. Mua. Hei, dragul meu. Tata doarme. Vine pe mine dacă vede că dorm și mă pupă, bă, ca să mă trezesc. Dragul meu, uite cum se pune pe mine. Place în pădure. Uite ursul. Ursul. Da. Uitați-l pe Spider-Man, unde s-a urcat. Bă, pici, mă! Pici de acolo. Mă, omul paiangă-n. Hai. Omul paiangă-n. Dar nu mai lasă să-l dau jos. Hai jos, te rog. Aaaa, bravo! Și acum te mai dat. Mami, să știi că ești foarte frumoasă cu părul așa. Uite, stă foarte bine, da. Chiar stă fain. Haide, uite pe aici. Am vins la mișoară. Ba, nu, serios. Ce fain acum că e mai liber la amiază, că oamenii sunt la masă. Hai. Uite, mergem afară, da? Acum. Uite, intrăm în apă amândoi. Acum, stai să vedem. Că uite ce cald e afară, vezi? Hai. Ia-te! Ah, ce place! Uite ce place, bă! Hai. Place? Frumoasă, zai? Fai la baie! Cum în ochi? Ia să vedem cum în ochi. Hai! Mama! 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 Mama, ne filmează, mama! Gata, mama! Place în apă, la spumă aici. Bună, banana! Tot mânci! Așa trebuie, dă-i și la mami. Mama nu vrea. Uite, Milan, și-o găsit două prietene. Făceau? Făceau! Ți-ai găsit două prietene, așa-i? Mama Geta și mama Cristina. Și uite, așa am luat și somn. În piscină a dormit, așa ceva n-am văzut. În piscină a dormit, în gărașul. Este ultima zi de vacanță, să spunem așa, mini-vacanță cu domnul Milan. Vai, și cu Daniela. Vai, deci eu mor când îi văd ochii așa negri. Când ce? Mor când îi văd ochii așa negri. Mine să-l mânc. Copilul ăsta a ieșit exact cum a rugat la Dumnezeu să iasă. Da, uite, bă, ce zice mami. Abia dacă facem o fată, oare iasă? Wow, fain. Wow, trebuie să-mi iau un chipui să văd dacă iese tot așa. Că Mila nu a ieșit fix cum mi-am dorit. Iasă cu buzele mari și urechile mici. Mi-a atât am trebuit să mai aibă urechile așa mari. Așa zicea și la Mila, să știți. Auziți la el ce pretenții are. Și mâine plecăm acasă. Pentru că așteptăm o veste foarte mare. Uite bun cum văd. Așteptăm o veste mare, nu, Daniela nu e însărcinată. Pentru cine mă tot întreabă, trebuie să vedem dacă o să pot sau nu pleca din țară, pentru că, nu rog, frumosule.
pentru că am un concert în Spania la sfârșitul lunii și am făcut o cerere specială ca să putem pleca eu împreună în formația și mâine este ziua cea mare în care aflăm. Ne rugăm la Dumnezeu să fie totul bine și să fie ok, să putem merge. Și ce să vă mai spunem? Vă mulțumim că v-ați uitat la noi. Cam asta a fost. Dacă nu... Asta e bine, că îți fac eu cu... Te sunt pe video din Maroc. Daniela pleacă în Maroc, o să spun, pleci în Maroc. Mă lasă singur acasă cu Mila și pleacă în Maroc, nu. Treaba e asta. Da, ești în weekend. Să Maroc, ești da. La cântat. Ești la eu cântat, nu plec da, niciodată da, să te las poți cu tine. Să unde pleci? Da, plec în Maroc, poate fac și un vlog. Că mă duc la o nuntă în Maroc. Și poate faci și un? Un vlog. Ah, vlog, da. O să plece la o nuntă în Maroc, ce fain. E invitată la o nuntă, adică... Pardon, fratele ei e invitat la o nuntă în Maroc și merge alături de iubita lui și i-au spus prietenii lui că poate să vină și cu altcineva și ea merge și ea în Maroc să vadă cum e la nuntă. Poate facem vreo nuntă în Maroc. Și de-aia merge să vadă. Eu acum am dat din casă, ea de-aia se duce să vadă. Se duce să vadă cum e la nuntă în Maroc, că poate merge și face și nuntă acolo. Tu cred că vrei la nuntă în Maroc să-ți facă alea belly dancing pe acolo. Belly dancing. Nu fi rău. Ce zi, Milan? Milan, cred că doarme imediat. Îi sun, dragoste, dar au mai dormit azi două ore. De o pupă la tata? Nu este fapt. Da, dragii mei, vă pupăm și să auzim de bine. Doamne ajută să fie mizor cu noi.